domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean, domnule administrator public al județului Adrian Bibu, domnule prefect, stimați parlamentari, domnule general, stimați conducători de instituții publice, dragi invitați, maestre Constantin Chiriac, a fost o surpriză și vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Bun venit tuturor, așadar, la Gala Performanței, evenimentul care premiază rezultatele deosebite ale elevilor și profesorilor din județul Sibiu. Doamna președinte Câmpean, sunteți inițiatorul acestui demers, deja de ani de zile. Vă rog, deci, să aveți cuvântul de deschidere și chiar o mână de ajutor pentru prima parte a premianților acestei zile. Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. Ziua tuturor! Mult în sală, mă scuzați, am emoții. Am emoții de câte ori mă întâlnesc cu voi și ați putut să o vedeți de fiecare dată. Dar mă uit în sală și văd atât de mulți prieteni. Prieteni ai comunității sibiene și mă bucur să constat că comunitatea sibiană a mai dobândit un prieten astăzi care este alături de noi. S-a făcut prezența și mulțumesc pentru că a ales să participe la acest moment important pentru noi. Doamnei ministra a Educației, Ligia Deca, bine ați venit la Sibiu și mulțumesc. O să ajut pe doamna ministru Raluca Turcan, care întotdeauna este alături de tot ceea ce este bun în comunitatea sibiană, nu doar dacă ne referim la cultură, dar și la educație și în alte domenii. Dar salut prezența unui prieten drag de suflet, părintele Necula, un om care știe de fiecare dată când ne vorbește să ne învețe de bine. Rectorii Universității Sibiene ar fi trebuit să fie prezenți amândoi. Este prezent astăzi domnul general Gheorghe Bârsan, care ne transmite și mesajul domnului rector Sorin Radu, care doar din motive logistice nu a putut să fie prezent astăzi aici, dar și alți prieteni și parteneri. Mă uit în sală, văd pe domnul inspector general Novac. Vă rog, vă mulțumim pentru toată colaborarea și sprijinul pe care ne-i dați în a-i desemna pe acești copii meritoși și profesori care de asemenea sunt meritoși. A înțeles astăzi să se alăture nouă și mulțumim că vine cu o surpriză pentru toți cei care vor primi premii domnul Constantin Chiriac, directorul Teatrului Radu Ioan Stanca, un mare om de cultură. Dar văd în sală și mulți colegi și reprezentanți ai autorităților naționale și locale și îi salut pe fiecare în parte. Cristina Teleman, Marcel Luca, vicepreședintele Consiliului, domnul parlamentar Nicolae Niagu, domnul administrator public Adrian Bibu, colegul meu, vicepreședintele Vlad Vasiu și domnul prefect Mircea Crețu și toți, mi-e greu să vă număr pe toți, sunteți mulți și mă bucur că copiii performanți și profesorii performanți au atât de mulți oameni buni și prieteni ai lor. Mărturisesc că gala, acest moment al galei performanțe, pentru mine, ca și președinte de Consiliul Județean, este unul dintre cele mai frumoase momente din activitatea mea pe care o am la Consiliul Județean Sibiu. Și vă spun de ce, pentru că această gală a performanței în educație reprezintă, practic, oglinda a ceea ce comunitatea sibiană are mai bun, mai frumos. Copii meritoși care fac performanță renunțând
la timp liber, la momente pe care poate aș putea să-și le petreacă în alt fel. Dar aleg să facă performanță și să fie cu multă muncă cel mai bun dintre cei buni. Au reușit și sunteți astăzi aici și vă felicit din suflet pentru tot și pentru toată admirația noastră. De asemenea, în această oglindă sunt profesorii cu har, dascălii cu har, care înțeleg că nu sunt doar o punte de legătură între carte și educația pe care trebuie să o dobândească copiii care trec prin mâinile lor, ci sunt oameni care formează caracterele acestor copii. Și iată că astăzi avem și veți vedea în fața dumneavoastră pe scenă profesori care au creat caracterele unor oameni, unor campioni, pentru că toți care vor urca pe această scenă sunt niște campioni. De asemenea, această oglindă, care reflectă, cum am zis, cei mai buni și mai frumos în comunitatea siriană, îi reflectă și pe părinții acestor copii, care au reușit să le insufle acea încredere în ei, că pot să fie cei mai buni dacă își propun acest lucru. Acea siguranță pe care i-o dă doar dragostea și grija cu care ei îi înconjoară și le spun, suntem aici pentru voi și că suntem aproape, puteți să faceți orice. Toate aceste lucruri au făcut ca astăzi sala Taria să fie neîncăpătoare în a primi pe cei care merită toată admirația și recunoștința noastră a comunității sibiene. Vă felicit din suflet pe toți și vă spun că este impresionant că astăzi suntem aici cu voi și că privim cu recunoștință la mâine, pentru că sunt sigură că acea performanță pe care ați făcut-o acum, la nivel la care sunteți în școala generală și în licee, o să duceți mai departe în viața de zi cu zi, la locurile dumneavoastră de muncă. Și vă spun, continua să construiți ceea ce ați găsit voi și v-a ajutat să fiți la acest moment, la acest nivel. Cu ajutorul vostru și făcând o echipă cu voi, Sibiul poate să fie mâine un loc și mai bun, și mai acasă pentru voi. Vreau să vă mulțumesc, părinți, profesori, copii, pentru tot ceea ce reprezentați pentru comunitatea sibiană și vreau să vă spun că Sibiul este mândru de voi. Și vreau să vă mai spun că suntem perfect conștienți de faptul că noi, cu toții, familie, comunitate, autorități, avem obligația de a vă face să simțiți că vreți să continuați aici. Că puteți să faceți performanță aici, în orașul vostru, în țara voastră și vreau să vă zic că nici unul dintre invitații de astăzi nu este ales întâmplător. Sunt oameni care au făcut performanță aici și care vă pot transmite mesajul lor și îndemnul lor de a continua în Sibiu, în România, să faceți ceea ce știți voi cel mai bine. Să ne faceți mândri că sunteți ai noștri. Sibiul e mândru cu voi, vă îmbrățișez cu drag și vă invit pe scenă, pe rând, să vă vedem pe fiecare și să vă recunoaștem, pentru că cu siguranță vom mai auzi de voi. Și la momentul acela, să zice, l-am văzut, îl știu, a fost premiat la gala performanței în Sibiu la un moment dat. Îl cunosc, mă mândresc cu el că îl cunosc. Vă mulțumesc din suflet și să continuăm, vă rog. Rămâneți, doamna președintă, vă rog să rămâneți, fiindcă vom începe fără prea multe alte discuții. De altfel, apropo de ceea ce spunea doamna președintă despre vă cunosc, v-am văzut,
între primele trei poziții cu care vom deschide, vom avea un astfel de copil, probabil se va supăra că îi spunem așa, o astfel de tânără pe care am văzut-o ani de zile și pe care o vom vedea la câteva categorii în această seară. Bun, v-aș readuce aminte, o să încerc scuze că vă țin un pic spectator, vă aduc aminte câteva lucruri de procedură. Accesul o să vă rog părinți și copii să-l facem doar pe partea aceasta. Veți primi de la colegii noștri premiile, florile. Am pronunțat doamna președintă Câmpian, atenția cu care a venit maestru Constantin Chirian. Eu cred că a trebuit să o explicăm. Să spunem și ceea ce veți primi, fiecare dintre dumneavoastră, profesori și elevi. Este vorba de abonamente pentru o lună de zile la Scena Digitală. Scena Digitală este un proiect deja arhitnoscut al Teatrului Național Radu Stanca, inițiat de maestru Constantin Chiriac și echipa sa, și care este acum în fața dumneavoastră cu peste 70 de spectacole timp de o lună de zile. Le veți putea viziona gratis, beneficii de linkul pe care îl veți avea în plicul de la maestru Chiriac. Vă mulțumesc! Bun. Mă uitați asupra dumneavoastră act de identitate sau o copie de certificatul de naștere. Începem. Categoria concursuri internaționale, științe exacte, este o categorie în care îi vom invita la oaltă și pe elevi și pe profesorii lor. Și iată numele despre care vă spuneam. Corina Beatriz Cristea, medalie de aur în premiul întâi la concursul internațional de matematică pentru tineri, la concursul internațional de matematică pentru tineri, vede rezultat individual de asemenea, vine de la colegiul Gheorghe Lazăr, este în clasa 11-a. Ar trebui pomenită, deci, de 4 ori. Are premiul 1 de 2 ori, premiul 2 odată pentru același concurs internațional de matematică pentru fete, rezultat pe echipe, și un alt premiu 1, concurs internațional de fizică. Aron Bogdan Ștefan, premiul 1 și medalie de aur la concurs internațional de fizică, vine tot de la colegiul Gheorghe Lazăr, și Aron Darius Ioan, medalie de aur, premiul 1 la concursul internațional de fizică, de asemenea la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Profesorii care au filmat acest elevi de performanță sunt în joacă Marius și Dorin Bumău, Dorin Bumău, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, așa cum vă spuneam. Îi invităm pe toți pe scenă, îi invităm să primească diplomele de la colegii noștri și premiile. Vă readuc aminte că la fiecare gală a performanței, colegii noștri vor face fotografii la greu. Alți colegii noștri transmit chiar în aceste momente, în direct, această ceremonie, acest eveniment. Îl puteți viziona sau share-ui pe pagina noastră de Facebook. Iar fotografiile, sute la număr, încercăm să-i cuprindem pe toți cei care urcă pe scenă. Fotografiile vor fi disponibile probabil din noaptea asta, dacă nu de mâine sau poimine, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean. Vă încurajez să faceți poze, cred că înspre partea aceea. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi invitați, vă readuc aminte să treceți prin spatele panoului și să urmați traseul de acolo pentru a primi și banii care au legătură cu aceste premii. Dragi invitați, gala performanței a devenit o tradiție pentru Consiliul Județean, așa cum s-a spus, o tradiție care ei s-au alăturat în timp toți cei care participă la educație sau care susțin acest domeniu. Prezența astăzi aici a Ministrului Educației Naționale, doamna Ligia Deca, este o încurajare în plus pentru organizatorii acestui eveniment, dar mai ales o dovadă de apreciere și atașament față de cei cărora acest eveniment le este dedicat. Vă invit, stimată doamnă ministru, să adresați câteva cuvinte și apoi să rămâneți alături de noi pentru numărarea premiilor următoarei categorii. Așadar, ministrul Ligia Deca. Doamnă ministru, stimate oficialități locale, stimați reprezentanții Parlamentului, al instituțiilor centrale,
dragi colegi de la Inspectoratul Școlar Județean, domnule rector, domnule profesor Stanca, domnule profesor Necula, doamne și domn profesor, doamne și domn director, dar mai ales, dragi elevi și eleve. Concursurile școlare, cred eu, în orice etapă, sunt în primul rând o oportunitate să exprimați talentul. Altfel decât aveți poate ocazia să o faceți la școală. Și dincolo de rezultatele obținute, aveți șansa să concurați umăr la umăr, din poziții egale, cu alți tine, cu un nivel comparabil de pregătire, și să vă descoperiți aturile. Sau, mai simplu poate, să descoperiți rețeta succesului personal. Sunt absolut convinsă că această experiență v-a lăsat și mai motivați pentru viitor, hotărât să reușiți și mai mult, poate chiar și cei care ați luat premiul. Este lăudabil demersul autorităților locale de a consacra un eveniment de o asemenea învergură, premierii voastre, nu doar pentru că este o recunoaștere absolut bine meritată a muncii voastre, ci și pentru că transmite un mesaj pozitiv întregii comunități. Acești tineri, acești sibieni, au muncit și au reușit. Suntem mândri de ei și ne dorim ca întreaga societate să-i prețuiască. Și citesc pe fețele dumneavoastră bucurie și mi se pare că nu e deloc întâmplător că ne aflăm într-o sală care se numește Talia, una dintre cele 8 muze, considerată cea veselă în mitologia greacă. Și momente ca acestea, de bucurie, sunt extrem de importante. Pentru concurenți, ca să primească recunoașterea și laurii ce li se cuvin, dar și ca să descopere pe alții ca ei, alți elevi care au ales să lupte pentru excelență și să formeze, poate, o comunitate. Pentru ceilalți elevi, cei care nu au concurat încă, dar descoperă că participarea la aceste concursuri nu înseamnă doar muncă, înseamnă și bucurie. Pentru profesorii care i-au întrumat pe elevi care acum simt mândrie. Pentru părinții care îi susțin zi de zi. Și chiar și pentru autorități care sigur se gândesc deja ce pot face în continuare pentru ca acești tineri înzestrați să nu părăsească județul sau dacă o fac temporar pentru studii să se întoarcă. Dragi elevi, sunt convinsă că aș avea foarte mult de învățat de la voi și totodată aș vrea să vă ofer multe sfaturi, dar m-aș limita la unul singur. Veți concura în competiții tot mai solicitante și pe cât de lăudabil este să vă doriți să vă testați limitele, fiți blânzi cu voi înșivă și cu cei care obțin, poate, un rezultat mai slab decât al vostru. La finalul zilei, cei cu care concurați nu sunt opozanți, ci sunt cei care, probabil, vă înțeleg cel mai bine și care, peste ani, vă vor rămâne prieteni. Stimați profesori, știu că munca dumneavoastră este comparabilă uneori cu cea a șlefuitorilor de diamante, care au nevoie nu doar de fler pentru a descoperi diamantul, ci și pentru a stabili ce pași trebuie urmați pentru a-l pune în valoare. Este încă o dovadă că profesia didactică nu este o simplă meserie, ci este o profesie de vocație. Și mai știu că, așa cum există o rețetă a succesului pe care elevii o descoperă, și profesorii îndrumători au rețetele lor, uneori secrete. O să vă rog, dacă îmi permiteți, nu neapărat, să vă sfătuiesc ca nu neapărat să le faceți publice, dar să alegeți măcar un alt cadru didactic, poate mai tânăr, pe care să-l mentorați. Este o probă de altruism pe care știu că o puteți trece și o moștenire care vă va face cinste mulți ani de acum încolo. Și nu în ultimul rând, închei prin a-i felicita și prin a le mulțumi părinților care au ales să creadă în potențialul copiilor lor, care i-au susținut, nu numai material, ci și psihologic pe copii, în perioada pregătirii pentru concursuri, făcând uneori numeroase sacrificii. Și le mulțumesc și reprezentanților unităților de învățământ pentru că le-au oferit cadrul și contextul realizării acestor performanțe. Și vă urez succes pe mai departe tuturor pentru că știm și vedem și în designul premiului Terra Spera ad Astra. Vă mulțumesc!
ministru, o să vă rog să rămâneți alături de noi. Știu că veți vedea astăzi în Sibiu multe dintre locurile, lucrurile și oamenii frumoși pe care noi îi avem. Încercăm să fim operativi ca să-i dăm șansa doamnei ministru să viziteze împreună cu rectorul Academiei Forțelor Terestre și în mândria noastră militară. Așadar, categoria Olimpiade și concursuri școlare internaționale, începem cu elevi. Aldescu Sara Victoria. Distinție pentru concursul internațional, premiul judecătorului, concursul de robotică școlară First Tech Challenge. De altfel și colegii următori au participat la același concurs. Oana Benescu, Camelia, Tudor Vârsan, Emanuel Bumbuță, Nicol Mădălina Maier, Sergiu Medeșan, Cristian Denis Rău, cu toții vin de la Liceul Teoretic Accente Sever, Taman de la Mediaș. Îi invităm pe scenă. De asemenea, Tudor Ioan Păcilă a obținut premiul 3 la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori. Cristia Beatrice Corina, dacă nu vă aduceți aminte, vă spunem acum, medalie de bronz, premiul 3 la Olimpiada Internațională de Științele Pământului. Vine de la colegul Gheorghe Lazăr, stai colegul său dinainte. Și Ioan Paul Țipric, medalie de bronz, premiul 3 la Olimpiada Europeană de Geografie. Vine de la colegul național Gheorghe Lazăr. Vă readuc aminte de îndată ce veți intra în posesia premiilor și veți strânge mâna doamnei ministru, să facem un ocol prin spatele ecranului și să semnăm pentru premiul în bani pe care Consiliul Județean vi-l oferă astăzi. Și o mențiune suplimentară, o să vă rog să fiți atenți la cablu și alte elemente care se pot accidenta. Ne pregătim pentru categoria Olimpiade Școlare și concursuri școlare internaționale, pentru categoria profesori, sunt cei datorită cărora acești elevi au obținut performanță. Felicitări tuturor! Abia acum e cadrul plin, atrag atenția colegilor noștri. Bun, vă mulțumim, felicitări! Așadar, categoria Olimpiade și concursuri școlare internaționale, profesor Gabriela Florea. Doamna Florea a fost sprijinită de Loredana Voicea în performanțele sale. Distinție pentru concursul internațional pentru judecătorului, concursul de robotică școlară foarte excelent. Domnul profesor Sorin Ioan Căcilă, medalie de bronz, Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului. Domnul Florin Dorin Bunău, a fost ajutat în activitatea sa de doamna profesor Dana Crețianu, doamna Cristina Mupeanu, doamna Ana Marinescu, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Și Ana Marinescu, tot de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, o Olimpiada Europeană de Geografie, medalie de bronz. Vă invităm pe scenă pentru a primi premiile. Va fi o seară lungă, dar frumoasă, ne place să crede. O să vă aduc aminte și pe parcurs, sunt peste 340 de premii pe care le vom acorda. O să vă îndemn să manifestăm răbdare și același respect și la începutul serii și la sfârșitul serii, chiar dacă poate va dura un pic, cam mult. Vă rog! Felicitări, doamnelor! Vă imaginați ce înseamnă ca organizare toată această ceremonie, tot acest eveniment. Încercăm, pe cât posibil, să respectăm și ordinea mea să coincide cu ordinea colegilor și ordinea colegilor să coincide cu ordinea banilor. Deci știu că este important și acest aspect. Felicitări așadar tuturor, doamnelor, domnilor profesori. Poate încercăm o poză împreună cu doamna ministru. Felicitări, vă mulțumim pentru tot ceea ce facem. Felicitări copiilor care au primit aceste rezultate și cred că prea puțin menționați părinților care și-au susținut copiii pe drumul acesta. Vă mulțumim tuturor.
Vă mulțumim, doamna ministru, și dumneavoastră pentru prezență, pentru ajutor. Spuneam despre acest eveniment că este o investiție și, ca orice investiție, produce efecte în societate. La desăvârșirea acestor efecte participă însă încă o categorie de instituții, cea a instituțiilor de personal superior. Universitatea Lucian Blaga este printre cele mai respectate instituții ale educației naționale, iar Academia Forțelor Terestre face parte din elita învățământului militar românesc. Doamnelor și domnilor, îl invit pe scenă pe domnul general de brigadă, profesor universitar dr. Inginer Ghiță Bâțan, rectorul Academiei Forțelor Terestre. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră, cei mai meritoși elevi și cei mai dedicați și performanți profesori ai județului Sibiu, pentru a celebra excelența și pentru a recunoaște eforturile și rezultatele remarcabile ale celor care, în anul care a trecut, prin muncă și dăruire, au obținut cele mai bune rezultate școlare. Sunt aici în dublă calitate de rector al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bocescu din Sibiu, instituție de învățământ superior militar care pregătește ofițerii din Forțele Terestre Române și de reprezentant al mediului universitar sibian. Orașul nostru este un centru universitar deosebit de important, cu două universități puternice, care pot reprezenta pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre dumneavoastră, opțiuni pentru o etapă următoare. Atât Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cât și Academia Forțelor Terestre au investit mult în infrastructura academică și în cursul didactic pentru a deveni un mediu propice de dezvoltării dumneavoastră ca noi specialiști capabili să ducă România mai departe. Prezența celor două doamne ministru în această sală este o dovadă vie a angajamentului lor față de excelență și față de viitorul societății noastre. Vă mulțumesc, distinse doamne, pentru faptul că ați decis să fiți aici pentru a oferi meritoșilor elevi și profesori, acel moment de glorie care se încumuneze orele nesfârșite de studiu intens, sacrificii și determinare. Așadar, astăzi ne reînnoim angajamentul față de excelență și să sărbătorim nu doar realizările individuale, ci și puterea comunității noastre de a ne ajuta împreună și fiecare reușitele dumneavoastră să devină sursă de inspirație pentru o schimbare pozitivă în comunitatea noastră. Mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea acestei gale și vă mulțumesc, dragi invitați, pentru că sunteți aici să creăm acea atmosferă specială. Este datoria noastră să susținem excelența în educație și să răsplătim fiecare reușită, fiecare pas mic, fiecare vis împlinit. Și pornind de la vise, undeva la 14 ani, eu într-o etapă, colega mea în altă etapă, am ales cariera militară și am venit în mod simbolic să las ranița acelui soldat în care găsim bastonul de general, pentru că dacă de mareșal înseamnă de război, de general, în care am găsit cunoaștere și această raniță este simbolic pregătită de colega mea și l-aș identifica pe viitorul general, Sergiu Medeșan, cel care și-a dus mâna la inimă atunci când a cântat imnul național. Vă mulțumesc! Mulțumim. Așadar, doamnelor și domnilor, domnule general, suntem la categoria Olimpiade Naționale Școlare și vom începe cu mențiunile obținute de elevi. Tudor Ioan Băcilă. Mențiune deci la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Silvian Timea Darac.
Olimpiada Tehnologii Protecția Mediului de la Școala Națională de Gaz Mediaș. Dominic Barbalis, Olimpiada Națională Școlară din Limba și Literatura Română pentru școli, secții cu medalia de mire minorităților și pentru români din diaspora, adică de la Colegiul Național Octavian Goga. Daniel Ioan Dischin, Olimpiada Națională de Matematică, Colegiul Național de Jurnalată. Ana Bordean, Liceul de Artă, a participat și a obținut mențiune la Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei. Ioan Buda, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă. Ioan Victor Călburean, mențiune la Olimpiada de Informatică Aplicată a CADNET, vine de la Colegiul Național Samuel von Fruchenthal din Sibiu. Acestea sunt deci o parte doar din mențiunile categoriei Olimpiade Naționale Școlare. Am recurs la acest mic artificiu de a împărți și mențiunile și premiile 2-3 în funcție de numărul beneficiarilor pentru a nu aglomera scena și pentru a nu aglomera pe colegii noștri din spate care lucrează cu șmata de plată acolo în drum. Felicitări tuturor! Îl rog pe doamna generală să rămână în continuare alături de noi. Și până se va face poza, am să încep deja să invit în scenă pe următorii câștigători de mențiuni. Mihaela Alexia Ciobănuc, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Denisa Nicoleta Constantinescu, Olimpiada Națională Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Industrie Alimentară, de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianu. Mulțumim tuturor! Ana Dragomir, de asemenea mențiune, Olimpiada Națională de Curriculară Tehnologii, Domeniul Industrie Alimentară, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianu. Vă rog! Cătălina Georgescu, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Georgiana Nicoleta Georgescu, mențiune la Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Industrie Textilă și Pelărie, vine de la Colegiul Tehnic Cipiniu. Iulia Giurca, mențiune la Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Turism și Alimentație, Colegiul Economic George Balițiu din Sibiu. Ioan Iliescu, mențiune la Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Agricultură, Creștere Animalelor, vine de la Colegiul Agricol Daniel Popovici Marcianu din Sibiu. Dorina Larisa Irmeaș, mențiune la Religie Licee Teologice Baptiste și Carla Răzăroaie, mențiune la Olimpiada Națională de Matematică, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Felicitări tuturor! Vă reamintim că în acest an valoarea totală a premiilor acordate de Consiliul Județean Sibiu pentru a recompensa rezultatele bune obținute de elevi și profesori este de 170.500 de lei. Felicitări tuturor! Vă mulțumim! Continuăm cu mențiunile categoriei Olimpiade Naționale. Andrei Darius Luca, mențiune la Olimpiada Națională Școlară de Istorie, de la Colegiul Național Octavian Goga. Ioan Matei Marin, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, vine de la Gheorghe Lazăr. Florin Adrian Moroi, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză, vine de la Liceul Teoretic Octavian Ghibu. Onisipul Ghibu, mă iertați. Tatiana Oancea, mențiune la Olimpiada Națională de Religie, cult ortodox. Teodora Orovinaru Maria, Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă, mențiune, vine de la Colegiul Național Samuel von Fruchenthal. Cristina Nicoleta Paiu, mențiune la Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Fabricarea Produselor din Lemn, vine de la Liceul Tehnologic Avram Iancu din Sibiu. Ovidiu Ștefan Pop, mențiune la Olimpiada de Geografie, de la Accente Sever din Mediaș. Tudor Eugen Popa, mențiune la Olimpiada Națională Școlară de Istorie, vine de la Goga. Daniel Samuel Popa, mențiune la Religie Licee Teologice Baptiste, vine de la Liceul Teoretic Constantin Noica. Tania Carina Prasacan este liderul echipei de la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat. În
față la Colegiul Național Samuel Moise. Felicitări tuturor! Așadar, mai avem? Da. Mai avem câțiva tineri pentru a urca pe scenă, își primesc diplomele, trofeele, buchețelele de flori și în spate premiile în bani oferite de Consiliul Județean Sibiu, de asemenea premiile, abonamentele digitale oferite de maestrul Constantin Chiriac în numele Teatrului Național Dragoș Stanca. Felicitări tuturor! Este o mare bucurie, deci, pentru noi, pentru cei care reprezentăm indirect, iată, Consiliul Județean pe această scenă, să acordăm aceste premii an de an și să vă fim alături. Creșterea numărului de premianți este o mică doză de optimism pentru Sibiu, chiar dacă un efort nu tocmai mic pentru Consiliul Județean Sibiu. Continuăm seria mențiunilor la categoria Olimpiade Școlare Naționale. Elena Daria Radovan, de la Liceul Tehnic Nisip Orhibu, Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă, mențiune. Andreea Rădulescu, de la Liceul Teoretic Constantin Noica, mențiune la religie, Licee Teologice Baptiste. Matei Rociu, mențiune la Olimpiada Națională Școlară Limbi Romanice, Limba Franceză. Vine de la Colegiul Național Octavian Goga. Ioana Luiza Sfetcu, mențiune la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească. Limba și literatura română și religie liceu, vine de la Goga. Emil Alexandru Soponia, mențiune la Olimpiada de Tehnologia Informației, vine de la Liceul Bukendal. Maria Eliza Suciu, mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, clasele 5-8, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lază. De la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu vine Matei Alexandru Tarâța. Mențiune, Olimpiada Națională Area Curriculară Tehnologii, domeniul electric, electrotehnic și electromecanic. Mădălina Elena Țimonea, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, clasele 5-8. Luana Maria Tintea, Colegiul Național Samuel von Bruckenthal, mențiune la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, tinerii dezbat. David Andrei Topârcean, mențiune la Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, domeniul electronic, automatizări și telecomunicații, Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu. Felicitări tuturor! Vom continua, de îndată ce se vor aduna premiile, vom continua, deci, cu premiile 3 și 2 obținute de elevii din județul Sibiu la Olimpiadele Naționale. Felicitări tuturor, vă mulțumim! Așadar, Ada Cristian, Colegiul Național Samuel von Bruckenthal, premiul 3 la Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă. Maria Paula Porumb, premiul 3, Olimpiada Națională Area Curriculară Tehnologii, domeniul Industrie Textilă și Pielărie, Colegiul Tehnic Cipiniu. Luana Maria Prodea, premiul 3 la Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, vine de la Liceul de Artă. Ana Timofte, premiul 3 la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. De la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu vine Victoria Veres, premiul 3, Olimpiada Națională Școlară, Limba și Literatura Română pentru școli, secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora, clasele 5-10. Miruna Dospinescu, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, premiul 2, Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, clasele 9-12. Filip Chiodor Gheormati, premiul 2 la Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă, vine de la Bruckenthal. De la Liceul Tehnologic Avram Iancu, Ana Victoria Lăpuște, Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, domeniul fabricarea produselor din lemn.
De la Colegiul Național Samuel von Brugenthal, Ana Maria Diana Mărcinianu, premiul 2 la Olimpiada de Limba Engleză. Ana Maria Diana Mărcinianu, de asemenea premiul 2 și la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat, aceeași Ana Maria Mărcinianu. Și Paul Bogdan Pâncurea, premiul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, vine de la Liceul de Artă din Sibiu. Felicitări tuturor! Vă mulțumim tuturor pentru răbdare, pentru participare și de asemenea invitațiilor speciali pentru mâna de ajutor pe care o acordă organizatorilor. Știu că bănuiesc că este una dintre cele mai frumoase misiuni prin care a trecut generalul Bârțan. Felicitări tuturor! Urmează elevii care au obținut premii întâi la Olimpiadele Școlare Naționale. Paula Dor, de la Colegiul Național Samuel von Brugenthal, premiul întâi la Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă. Cristian Bogdan Dragotă, premiul întâi la Olimpiada Națională de Limba Română pentru Minorități, Liceul Teoretic Rot-Obern-Mediaș. Maria Leonor Nicolescu, premiul întâi la Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba Spaniolă, vine de la Unisul Orghibu din Sibiu. Marius Pârgu, premiul întâi la Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, de la Liceul de Artă. De la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Teresianu vine Gabriel George Rațiu, premiul întâi la Olimpiada Națională, aria culturală, tehnologii, domeniul industriei alimentară, analiza produselor alimentare, și Ioan Robert Rostopolu, de la Liceul Tehnologic Abramianu, premiul întâi la Olimpiada Națională, tehnologii, domeniul fabricarea produselor din lemn. Tuturor. Doamnelor și domnilor, stimate domnule general, vă invităm de îndată ce terminat de încălzat premiile, să acordăm premiile profesorilor sub a căror îndrumare elevii au obținut rezultate la Olimpiadele Școlare Naționale. De la Colegiul Național Octavian Goga, emisiunea Olimpiada Națională de Religie Cultură Ortodoxă. Carmen Lidia Pârcă, de la Colegiul Național Octavian Goga, emisiunea la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, Limba și Literatura Română și Religie Liceu. De asemenea, în pregătirea elevului său, a participat și domnul Lăduț Ilie, pentru a trăi. Cornel Dorin Florea, mențiune la Olimpiada Națională Școlară de Istorie de la Colegiul Național Octavian Goga. Tot de la Goga, doamna Georgeta Luca, mențiune la Olimpiada Națională Școlară de Istorie. Tot de la Goga, Maria Alexandra Budian, mențiune la Olimpiada Națională Școlară de Romanice Limba Franceză. Dilaila Florea, mențiune la Olimpiada Națională Aplicată Academet de la Colegiul Național Samuel von Brugenthal. Domnul Marcel Drăgan, mențiune Olimpiada de Tehnologie a Informației, vine predă la Colegiul Național Samuel von Brugenthal. De la Liceul Teoretic Axent de Sever din Mediaș, doamna profesor Maria Ioana Udea, mențiune la Olimpiada de Geografie. De la Liceul de Arte din Sibiu, Anca Ioana Selfozo, mențiune Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei. De la Colegiul Agricol Daniel Popovici Barcianu din Sibiu, o invităm pe scenă pe doamna Maria Cristina Sima Ana,
pentru menținerea obținută de elevul său la area curriculară tehnologie, domeniul agricultură, creșterea animalelor. În activitatea sa, doamna profesor Sima a fost ajutată de doamna Georgeta Lavinia Stanciu. Felicitări doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumim pentru toate ajutatele. Vă spuneam că premiem astăzi, că oferim astăzi în total peste 340 de premii. E bine, ca să fim mai exact, sunt 343 de premii, 97 de premii pentru profesori și 246 pentru elevi. Continuăm premierea doamnelor și domnilor, profesori, ai căror elevi au obținut mențiuni la olimpiadele școlare, de la Școala Națională de Gaz din Mediaș, doamna Silvia Teodora Teglaș, mențiune Olimpiada Tehnologii Protecția Mediului, a fost ajutată în activitatea de pregătire de doamna Cristina Streza. Mă invităm de asemenea pe scenă pe doamna Daniela Luminița Iulia, de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Tereziană din Sibiu. Elevul s-a obținut mențiune la Olimpiada Națională, Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară, ajutată fiind de Daniela Bicher și Madalina Moga. Vă invităm de asemenea pe scenă pe Silvia Michia de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Tereziană. Elevul s-a obținut mențiune la Olimpiada Națională, Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară. A fost ajutată în activitatea sa de domnul profesor Laurențiu Butoi și de doamna Mihaela Părăian. De la Colegiul Economic George Parițiu, o invităm pe scenă pe doamna Cristina Daniela David. Elevul s-a obținut mențiune la Olimpiada Națională, Tehnologii, domeniul turism și alimentație. Vine deci de la Colegiul Economic George Parițiu din Sibiu. A fost ajutată de Minodora Bârză, Lidia Ortean, Andreea Butucă și Adriana Lichia. De la Colegiul Tehnic Energetic, vă invităm pe scenă pe doamna Florentina Desdemona Scăunașu pentru mențiunea obținută de elevul său la Olimpiada Națională Tehnologii, domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, ajutată fiind de Gheorghe Vasile Pelețian, Sorin Dan Voloșciuc, Ioan Șadru. Îl invităm și pe domnul Sorin Dan Voloșciuc de la Energetic, deci, pentru mențiunea obținută de elevul său la Olimpiada Națională Tehnologii, domeniul electronic, automatizări, telecomunicații. A fost ajutat în activitatea sa Ioan Baciu, Camelia Manuela Babeș, Florentina Desdemona Scăunașu. Invităm pe scenă pe doamna Cristina Avram, de la Liceul Teoretic Onisipor Ghibu, pentru mențiunea obținută la Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă de elevul său. Olga Lavinia Radu, de la Liceul Teoretic Onisipor Ghibu din Sibiu, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Și Daniel Radu Câmpian, mențiune la religie, licene teologice baptiste, domnul Câmpian, prezent la Liceul Teoretic Constantin Noica din Sibiu. Îmi cer scuze pentru această coadă, este maximul pe care putem să-l facem. Generațiile noastre au mai stat la cozi, deci nu cred că e așa o mare nenorocire. Am să vă felicit. Le readuc aminte profesorilor, elevilor, tuturor acelora care folosesc mediile de comunicare online, că acest eveniment este transmis în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean, unde poate fi share-uit fără nicio reținere, tot pe pagina de Facebook a Consiliului Județean și, evident, în presă, o să mă întorc la asta, veți găsi în perioada următoare fotografii de la acest eveniment libere la preluare, fără niciun fel de reținere. Apropo de presă, merită cred să salutăm interesul tuturor colegilor noștri prezenți și astăzi în număr mare la acest eveniment pentru a reflecta aceste premiere. Felicitări, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Vă rog, mare atenție la micile capcane din spatele ecranului. O să vă rog să treceți prin spate pentru a semna niște spate de plată. Continuăm acordarea de premii profesorilor ai căror elevi au obținut mențiuni la Olimpiadele Școlare Naționale. Sorin Ioan Băcilă, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, mențiune Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică. Doriana Dorca Georgeta, mențiune Olimpiada Națională de Matematică, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Tot de la Lazăr, Daria Melina Popa, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă.
Marcela Ciobănuc, mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, tot de la Lazăr. Tot de la Lazăr. Alexandra Maria Bega, mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză. A fost ajutată de doamna Laura Pugliu. Tot de la Lazăr. Anunța Steliana Mărginian, mențiune la Olimpiada Națională de Matematică. Tot de la Lazăr. Maria Daniela Lorinș, mențiune Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Și nu veți ghici, tot de la Lazăr, Ana Maria Cristina Coroian, mențiune Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Felicitări, felicitări distinse, doamne! Dacă tot suntem în acest răgaz, dincolo de aplauzele pe care sunt convins le veți oferi câștigătorilor acestor premii, poate oferim un rând sănătos de aplauze și domnului general, a cărui zi de naștere este astăzi. Vă mulțumim. Bun. Doamnelor și domnilor, urmează profesorii cărora le au obținut de la Olimpiadele Școlare Naționale premiile 3 și 2. Aurelia Balteș, premiul 3, Olimpiada Națională, Tehnologii, domeniul industrie textilă și pielărie, Colegiul Tehnic Minium. De la Colegiul Național Octavian Goga, Cristina Laura Radu, premiul 3, Olimpiada Națională Școlară, Limba și Literatura Română, pentru școli și secții cu predare în limbile minorităților pentru românii din diaspora. Andreea Iacob Dumitru, premiul 3, Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă, de la Colegiul Bruckenthal, tot de la Bruckenthal, doamna Ramona Crispine Sas, premiul 3, Olimpiada Națională de Limbă Germană Modernă, de la Liceul de Arte, Andrei Crăciun, premiul 2, Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentare și Studii Teoretice Muzicale. În activitatea sa, domnul profesor Crăciun a fost ajutat de doamna Iulia Fabro. Violeta Lazăr, Liceul Tehnologic Avramiancu, premiul 2, Olimpiada Națională, Area Curriculară Tehnologii, domeniul fabricarea produselor din lemn. Maria Anca Suciu, premiul 2, Olimpiada de Limba Engleză, vine de la Colegiul Bruckenthal. Predă, de asemenea, la Colegiul Bruckenthal, domnul Emil Cătălin Lazăr, premiul 2, Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, tineri de sfat. Și tot de la Lazăr, vine Ana Maria Petreagă, elevul doamnei profesor, a obținut premiul 2, Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, clasele 9-12. Și fiindcă am vorbit de momente speciale ale acestei zile, firește, noi îl considerăm pe acesta deosebit, dar este și un altul, momentul în care părintele profesor Necula a primit premiul honoris causa oferit de Academia Forțelor Terestre. Trebuie spus asta, felicitări, părinte. Felicitări și anabinire pentru gândul pe care l-a avut. Mulțumim doamnelor, profesor, domnule profesor, și felicitări. Dacă tot suntem la mulțumiri, se cuvine de asemenea o mențiune specială și distinctă pentru Inspectoratul Școlar Județean, care, indiferent de conducerea pe care a avut-o, întâmplător sau nu, astăzi domnul inspector general Mărza, a fost un partener de nădejde al Consiliului Județean. Vă mulțumim pentru prezență, domnule. Dacă vreți să dați o mână de ajutor, domnul general, cu mare drag. Așadar, iată numele profesorilor ai căror elevi au obținut premii întâi la Olimpiadele Școlare Naționale. Andreea Leitao da Conseicao, Liceul Teoretic Rotovărt, Mediaș, premiul întâi, Olimpiada Națională Limba Română pentru Minorități. De la Liceul de Artă, doamna profesor Cristina Crina Maria Popovici, premiul întâi, Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale. A fost ajutată de doamna Aurora Olteanu.
De la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianu, doamna profesor Anca Maria Voina, premiul întâi Olimpiada Națională Tehnologii Domeniul Industrie Alimentară, analiza produselor alimentare. A fost ajutată în munca sa de pregătire de colegele sale, Viorica Aleman, Lavinia Codreanu, Cornelia Popa. De la Liceul Tehnologic Avram Iancu, domnul Nicolae Sultanu, premiul întâi Olimpiada Națională Tehnologii Domeniul Fabricarea Produselor din Lemn. Domnul profesor Sultan a fost ajutat de doamna Violeta Lasă, de la Liceul Tehnologic Avram Iancu așadar. De la Liceul Teoretic Onis Portibu, doamna profesor Cristina Andreea Lăzăriciu, premiul întâi Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba Spaniolă. De la Colegiul Național Samuel Confrucental, doamna Mirela Chita Mihaiu, premiul întâi Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă. Felicitări tuturor! Cu această ocazie îi mulțumim încă o dată domnului general Ghiță Tăpsan. Felicitări, doamnelor! Mulțumim! Grijă la treapta de jos de acolo. Doamnelor și domnilor, misiunea asumată de autoritatea județeană a fost deseori recunoscută. În rândul comunității noastre, vedeată și în afara ei, despre rezultatele elevilor și profesorilor sibieni, se vorbește cu mândrie și cu speranță. Felul în care va arăta Sibiul de mâine depinde de rezultatele noastre de astăzi și ne-am dorit ca încurajările pe care vi le adresăm de pe această scenă să conteze. Ne bucurăm să ne fie alături Ministrul Culturii, doamna Raluca Turcan. Știm sigur că ne-a fost alături. Cu siguranță este undeva în jurul sălii. De data ce va reveni în sală, o să o invit pe scenă. Doamna Ministru, e o așteptare care merită. Doream să mulțumim în mod distinct doamnei ministru Pleca, domnului rector Ghiță Bârsan. Știu că urmează un program pe care l-am în comun și doream să le mulțumim încă o dată pentru prezență. Doamna Raluca Tocan, a spus și doamna Cârpeanu, e o prezență întâmplătoare. Înainte de a se saluta, probabil, cu invitații, am să mai spun doar că este astăzi ministru al Culturii, însă a fost membru al Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților în două dintre legislaturile trecute și a coordonat ca viceprim-ministru al României 7 ministere, între care și Ministerul Educației. Doamnelor, domnilor, Ministrul Culturii astăzi, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan. Doamnă președinta Consiliului Județean, dragă Ligia, doamnă ministru al Educației, stimați invitați, minunați copii, stimați profesori, dragi părinți. Este cu siguranță o după-amiază a excelenței. Iar excelența vine de la niște copii tenace, muncitori, copii care de multe ori își sacrifică timpul de joacă sau de relaxare pentru a se dedica educației. Copii care visează să-și facă un viitor, să aibă o viață frumoasă și datoria noastră a tuturor celor prezenți în această sală este să nu-i dezamăgim, să fim aproape de ei și să le șlefuim aripile pe care le au, cu siguranță pentru un viitor foarte frumos. Așa cum spunea și doamna președinta Consiliului Județean, un om care ține foarte mult la oameni, dar și la educație, și la cultură, și la seme, aș vrea să vă spun că dumneavoastră, de fapt, sunteți reprezentanți
ai excelenței într-o comunitate, ai excelenței într-o țară și sunteți dovada că puteți obține performanță, că profesorii vă pot sprijini și că sistemul educațional vă dă șanse să vă manifestați. Pe fond, orice rezultat bun se obține cu foarte multe eforturi. Însă, dacă avem doar eforturi și un sistem care să nu fie primitor și capabil să vă valorifice potențialul, atunci poate că uneori rezultatele nu sunt cele pe care le așteptați. În același timp, aș vrea să vă mai spun un lucru. Ca ministru al culturii acum, după ce mult timp m-am dedicat umăr la umăr cu prietena și colega mea, Ligia Lega, educației, cred cu tărie că, uitându-mă la voi, societatea noastră și comunitatea siriană are un viitor bun, pentru că aici sunt oameni care excelează și performanță, și performează. În același timp, aș vrea să știți că, indiferent de locul unde vă vedeți la studii sau la carieră, România ar trebui să rămână ca o opțiune pentru voi să reveniți acasă. Sibiu este un oraș frumos, dar țara noastră se dezvoltă și îmi doresc să o priviți ca un loc unde să reveniți, să vă construiți acel viitor la care voi sperați. Aș vrea, în încheiere, să știți că orice investiție pe care voi o faceți la temelia pregătirii voastre este o investiție pentru viitor. Și chiar dacă uneori vă pare rău că nu sunteți alături de alți copii să vă jucați, să vă relaxați, să vă bucurați de timpul pe care l-ați avea pentru relaxare, această investiție este cea mai solidă. Și iarăși cred cu tărie că dacă investim și în cultură și în educație, nu vom mai fi nevoiți peste ani să tragem semnale de alarmă referitoare la direcția în care mergem. În această după-amiază sunt aici în sală oameni care inspiră. Sunt modele pentru comunitatea noastră siriană, dar și pentru țară. Așa că aveți modele pe care să le puteți urmări și care să vă inspire să aveți curaj să vă urmăriți visele. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori, pentru efortul pe care îl faceți. Și iarăși, ca oameni care știm cât de greu să performezi câteodată în sistemul educațional, părinții mei au fost profesori și știu fiecare zi petrecută într-o luptă permanentă de a scoate mai mulți olimpici, poate mai mulți elevi care să treacă clasa și să aibă mai mulți ani de studiu la pregătirea profesională. Dumneavoastră, ca profesori, ați reușit din acești tineri să scoateți excelența, să scoateți performanța. Ați reușit să atingeți exact acel nivel de valorificare a potențialului fiecărui copil. Cred că, pe fond, sistemul de educație acolo trebuie să ajungă, să valorifice potențialul fiecărui copil și dacă poate să meargă spre o meserie bună, să facă lucrul acesta, dacă poate să obțină performanță, atunci cu toții să fim în spatele lor. Dragi părinți, și dumneavoastră aveți un rol. Părinți, prieteni, familie, apropiați. Voi sunteți cei care îi inspirați și știu că în spatele orelor dedicate învățăturii sunt de foarte multe ori părinții care îi ghidează spre alegeri corecte și frumoase în viață. Vă felicit, doamna președinta Consiliului Județean și echipa pe care o aveți pentru aceste premii
care valorifică performanța și vă doresc ca la an să fie și mai mulți, și elevi, și profesori, pentru că e clar că mergem într-o direcție bună. Un succes! Mulțumim la Mărinicu, o să vă rugăm să ne acordați o mână de ajutor. Vom înmâna premiile categoriei concursuri naționale școlare și vom începe cu rezultatele obținute de elevi. Ioana Adelina Inache, de la Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș din Medieș, premiul 3 la concursul național de geografie, Terra Mica Olimpiană de geografie. Alin Jiga, premiul 3 la concursul național pentru elevi, elevii cu deficiență de auz, vine de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 din Sibiu. Corina Beatriz Cristia, o aduceți aminte, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, premiul 3 la concursul pluridisciplinar ProSoftNet. De la Colegiul Gheorghe Lazăr, deci. De la Liceul Tehnologic Automecanica Media și Andrei Buhazi, premiul 2, concursul național de meserii, domeniul mecanică Sundor. Orațiu Petri, premiul 2, concursul național de geografie Terra Mica Olimpiadă de geografie, vine de la Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș din Mediaș. De la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Ioan Matei Marin, premiul 2, la concursul pluridisciplinar ProSoftNet. Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Mediaș, Andreea Vintilă, premiul 1, la concursul național pentru elevii cu deficiențe de auz. Tot de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2, Emil Mihai, premiul 1 pentru concursul național dedicat elevilor cu deficiențe de auz. De la Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș, Georgiana Maria Vlad, premiul 1 la concursul național de matematică aplicată. Tudor Eugen Popa, premiul 1 la concursul național de comunicări științifice geografie, de la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu. De la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Tudor Ioan Ciurca, premiul 1 la concursul de engleză, Speak Out. Felicitări tuturor! Cu plăcere menționez că, din nou, acest eveniment aduce în față trei performanțe din sistemul de învățământ susținut direct de Consiliul Județean Sibiu, Alin Jiga, Andreea Vintilă și Emil Mihai, așa cum ați auzit, vin de la Centrul de Educație Inclusivă numărul 2. Felicitări încă o dată tuturor! Vor urma numele profesorilor ai căror elevi au obținut rezultate la concursurile naționale școlare. Nu înainte de a vă felicita, de a vă mulțumi și de a vă invita să urmați traseul celorlalți colegi ai dumneavoastră. Așadar, iată numele profesorilor ai căror elevi au obținut rezultate la concursurile naționale școlare. De la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2, doamna profesor Andreea Maria Pătru, premiul 3 la concursul național pentru elevii cu deficiențe de auz. Marius Ghirșoabă, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, premiul 3 la concursul pluridisciplinar ProSoftNet. De la Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș, doamna profesor Claudia Adela Fărcaș, premiul 2 la concursul național pe meserii, a fost ajutată de doamna Ana Florian. De la Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș din Mediaș, Anelia Ivas, premiul 2 la concursul național de geografie Terra, Mica Olimpiadă de geografie. De la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, Monica Maria Oancea, premiul 2 la ProSoftNet. Delia Aurelia Barna, de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2, premiul 1 la concursul național pentru elevii cu deficiențe de auz. Dan Sorin Bălăușel, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2, a obținut elevul său, premiul 1 la concursul național pentru elevii cu deficiențe de auz. Iuliu Beni, Școala Națională de Gaz Mediaș, premiul 1, concursul național de matematică aplicată. Mioara Adriana Dincă, Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, premiul 1 la concursul național de comunicări științifice geografice. Și de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, Arina Elena Ormenișan, premiul 1, concursul de engleză Speak Out. Felicitări tuturor!
Vă mulțumim pentru rezultatele pe care le obțineți alături de tinerii sindieni și cu participarea profesorilor lor. Vă mulțumim încă o dată. Îi vom mulțumi de asemenea doamnei ministru Turcan pentru implicare și susținere. Gata! Vă mulțumim! Mulțumim tuturor! Mulțumim, doamna ministru! Doamnelor și domnilor, mă bucur să ne fie alături unul dintre marii promotori ai educației, un susținător al decenței și bunului simț, un om ale cărui cuvinte încălzesc suflete, părintele profesor Constantin Necula. Ce timizi sunt profesorii pe scenă. Ăștia mici nu au nicio treabă. La noi? Așa că, într-un fel sau altul, o trebuie în numele profesoratului să vă mulțumesc că acești copii au fost premiați. Pentru că efortul școlii și al părinților se vădește în bucuria copiilor, iar copiii erau extrem de zâmbitori. Din când în când, studenții mei mă întreabă cum să motivez un om să învețe și să fie om bun. Și eu le povestesc că în urmă cu ceva ani am fost în penitenciar la Gherla și acolo un domn care avea 60 de ani a terminat clasa întâi prin efortul sistemului de acolo. Era un domn foarte sărac și foarte trist în viață. Între timp a terminat toate clasele până a clasa 8. Și când i-au dat diploma, domnul acela a început să sărute diploma de clasa 1. Ieșise pe locul 2, dar i-am dat cununiță, pentru că n-aveam 96, că cerea în vremea aceea grila de sus. Și săruta diploma. Și l-am întrebat, de ce face asta? Unde e mama să mă vadă că am învățat să scriu și să citesc? România n-a fost egală în șanse niciodată. Acum, în schimb, cred că există șansa egală de a deveni oameni mai buni, mai înțeleși și mai învățați. Cine nu vede efortul făcut de învățământul românesc și de cultura românească, ori face pe prostul și riscă să rămână așa. Eu sunt de acord că nu luăm, lepto spune elevilor, nu, să nu vă fie grijă de pizza, cât de pizza. Acolo e pericolul. Să nu rămânem niște plafonați, niște oameni care se crede că atâta e toată cultura. Vă mulțumesc că seara astăzi, după amiază, ne-ați încurajat. Faptul că avem copii atât de frumoși și de înțelepți, spune că școala românească merge mai departe. Eu sunt titularul celei mai vechi catedre de pedagogie românești din Ardeal. Și cred că din țară. Sora mea este învățătoare, fica mea a terminat pedagogicul și oricât de multă facultate face, văd că tot dor de învățătoare are, desfit pe oricine vrea să se atingă de școală fără să înțeleagă ce oameni minunați sunt în ea. Mai întâi profesorii și apoi elevii. Și din când în când părinții că nu dau în boală googlizării cu orice preț asupra lucrurilor pe care le-au de învățat copiii la școală. Așa că efortul de astăzi este un efort al normalității. Și mă bucur că s-a așezat, doamnă președinte, odată în plus normalitatea la locul ei. Mai am un singur lucru să le spun copiilor. Să fiți curajoși. Și zic și eu ca doamna ministru, să vă întoarceți acasă. România fără voi e tristă. Lăsați. Sunt frumoase toate universitățile lumii. Fără îndoială. Toate bibliotecile. Nici n-am curat să vă spun ce biblioteci am văzut. Dar nimeni, niciodată, în nicio situație, nu poate să vă înlocuiască liniștea din suflet ca acasă. Nu-i totul să fie rațional.
Dați-vă voie să iubiți și să fiți uniți. Dați-vă voie să creați în numele Celui care ne ține pe toți și ne bucură pe toți. Astăzi vă aduc și binecuvântarea mea prea Sfințitului Părinte, Mitropolit Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și Arhiepiscopul Sibiului, spunându-vă o dată în plus ceea ce spunem de fiecare dată când trăim bucuria părtășiei. Să învățați și să trăiți cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Cine are aceste trei calități, nu ratează niciodată. Îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și mai cu seamă, trebuie să spun că sunt foarte bucuros de mozaicul de lumină pe care astăzi l-am văzut. Țara are oameni deștepți în toate domeniile. Priviți din urmă, suflați-le în ceafă mediocrilor și incompetenților și spuneți-le copii, 6, venim! Pregătiți-vă, venim mult mai buni, mult mai atenți, mult mai pregătiți. Și dacă nu le frică, mai povestim. Sunt multe lucruri de făcut în România ca ea să fie totdeauna frumoasă, luminoasă și primitoare. Așa că mulțumesc pentru șansa aceasta de a vă vorbi, dar mai cu seamă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa de a mă ruga pentru voi. Să știți că, într-un fel sau altul, în perioada examenelor și olimpiadelor, pe fiecare dintre voi vă știm pe nume. Catedrala e cea mai mare catedră din județ. Și, credeți-mă, mult poate mintea copilului când e luminată, ajutată de efortul familiei, dar și de genunchii preotului care ține spatele. Să nu vă temeți niciodată. Dumnezeu e de partea noastră. Cu orice prilej, îi oferim prilejul să fie de partea noastră. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, părinte! Așadar, doamnelor și domnilor, următoarea categorie și ultima, aș zice, din păcate, categoria concursuri educative, începem cu elevii care au obținut locuri 3. Gabriela Tea Todăriță, premiul 3, concursul național de creație literară, Tinere Conteie, vine de la școala gimnazială 18. De la școala gimnazială Regina Maria, Emanuela Pâclea, premiul 3, Olimpiada națională cu participare internațională, meșteșuguri artistice tradiționale, secțiunea pirogravură. Premiul 3 acolo, deci. De la Liceul Teoretic Onisipor Ghibu, Daniel Moldovan. Premiul 3 la Concursul Național de Informatică Dual PC. Adrian Rotaru, de la Liceul Teoretic Onisipor Ghibu. Premiul 3, Concursul Național de Informatică Dual PC. Rareș Valentin Dulcheu și Mario Adrian Solomon, de la Colegiul Tehnic Cirviniu, premiul 3, Concursul Național de Proiecte de Mediu, de la Colegiul Economic George Balițiu, Alexio Țentea și Miruna Maria Bolotă, premiul 3, la Concursul Național de Protecția Mediului, intitulat Și gestul tău contează. De la Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, Andreea Dariana Milea, premiul 3, la Concursul Național de Informatică. Felicitări! O vorbă în plus, dacă îmi permiteți, și pentru gazda fizică de astăzi, nu cea, să spunem, doar teoretică, pentru sala Talia, care ne oferă găzduire de atâția ani, maestru Cristian Lupeș este alături de noi și astăzi. Vă mulțumim! O reverență pentru tot sprijinul! Vă mulțumim tuturor, felicitări! Doamnelor și domnilor, continuăm cu elevii care au obținut premii la concursurile educative de la Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna, Sigler Lomneșan, Ionel Cristian, premiul 3, concursul acela de informatică, Lavinia Maramoca, Ștefania Cătălina Părău, Gabriela Adriana Herciu, Nadina Maria Lup, Palatul Copiilor Sibiu, mai exact structura Clubul Copiilor Mediaș, au obținut împreună premiul 3 la Concursul Național de Educație Ecologică și Informatică Floare de Colț.
premiul 3 la concursul național de ecologie Pământul e casa noastră au obținut Dragoș Ioan Babă și Andrei Pânzar de la Clubul Copiilor Mediaș. De la Clubul Copiilor Ciznădie, Angela Maripinciu, premiul 3, Olimpiada Națională de Participare Internațională în Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Sculptură, Icoane de Vatră. De la Palatul Copiilor Sibiu, Paula Crina Sas, premiul 3, Festivalul Național de Cultură și Dans, Sibiu. Tot de la Palatul Copiilor din Sibiu, Ioana Țeican, premiul 3, Concursul Național de Muzică, Visând la Stele în Universul Copilăriei. Felicitări tuturor! Cu mare satisfacție spun că n-am auzit de niciun incident pe parcursul cărării noastre. O să vă rog să fiți și voi, la rândul vostru, atenți la ceea ce vi se poate întâmpla pe drumul ăsta. Vă rog, urmați acea cale pentru a vă primi premiile. De asemenea, la concursul educativ au obținut premii Ioana Ana Severin și Valentina Denisa Pilică, premiul 3, concursul național de muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei, vin de la Palatul Copiilor din Sibiu. Tot de la Palatul Copiilor din Sibiu, Horia George Pușcașu, premiul 3, concurs național de automodele și navomodele, Cupa Râmnicului. De la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, Elisa Maria Bususan, Antonia Ioana Ionichi și Daria Rădulescu au obținut premiul 3 la Festivalul Concurs Național de Creație Artistică Idei în Cărți. De la Colegiul Național Octavian Goga, zic. De la Colegiul Național Samuel von Brukenthal, Lina Andreas Cristian Mercea a luat premiul 3 la Concursul Național de Informatică. Călin Tudor Morariu, premiul 3 la același concurs, vine de la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Și tot de la Gheorghe Lazar, Ioan Horia Săbău, premiul 3 la același concurs. Și în fine, tot la Concursul Național de Informatică, a obținut premiul 2, Paul Nicolas Nemeș, de la Școala Gimnazială Regina Maria din Sibiu. Felicitări tuturor! Cred că mai așteptăm sau nu? Mai așteptăm 3 concurs sau nu? Sunt toți? Dacă vor întârzia, ia cu 3. Felicitări așadar! Vom continua de asemenea cu câștigătorii premiilor la concursuri educative. Felicitări și mulțumim de la mic la mare! Felicitări! Așadar, premii la concursuri educative, următorii elevi, Victor Herciu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, premiul 2 la concursul național de informatică, tot la același concurs, Alexandru Ioan Muntean, tot premiul 2 și tot de la Ghibu, de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2, Adina Nicola Caliu, premiul 2, Olimpiada Națională de Participare Internațională Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Pictură Naivă. Avem o echipă completă de la Liceul Tehnologic Ilie Măcelaru, din Miercurea Sibiului. Această echipă a obținut premiul 2 la Concursul Național de Științe Ia Atitudine. Antonia Ioana Cojocaru, Sebastian Eugen Bunea, Andreea Daniela Furdui, Florina Maria Istrate, Maria Alexandra Popan, Marian Tiberiu Tatu, Viviana Elena Visu. Ei sunt, deci, într-o echipă care a participat și a luat premiul 2 la Concursul Național de Științe Ia Atitudine. Vin toți de la Liceul Tehnologic Ilie Măcelariu din Miercurea Sibiului. Premiul 2 la Olimpiada Națională cu Participare Internațională Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Pictură Naivă, de la Școala Gimnazială 21, Petru Vulcu. Premiul 2, deci.
Bun. Aș vrea înainte, vă mulțumim tuturor. Nu știu dacă este încă cineva pe drum, dar dacă este să poftească cu încredere, vă dezvăluie o surpriză undeva sub nivelul la care noi ne aflăm. În dreptul garderobelor, în foyer, vă așteaptă o surpriză. Am înțeles că ea acolo inclusiv o fântână de ciocolată. Și-am auzit. M-am înșelat. Vă îndemn, deci, la final, nu acum, să testați. Doamnelor, domnilor, continuăm. Constantin Căldărariu Uto Simion, premiul 2, concursul național de protecție a mediului, intitulat Și gestul tău contează, de la școala gimnazială Viorel Cucu Paltin din Arpașul de Jos, de la colegiul economic George Balițiu din Sibiu, Alexio Țentea și Alexandra Ban, premiul 2, la concursul național de ecologie, Eco-reporter în acțiune. De la școala gimnazială Ion Albescu din Poița vor veni patru tineri, Elena Iulia Bălțat, Alexia Maria Bălțat, Aniela Ioana Basarabă și Ana Maria Medină au obținut premiul 2 la concursul național de protecție a mediului Și gestul tău contează. De asemenea, la școala gimnazială Ion Albescu din Boița, Maria Larisa Tatu și Darius Ioan Dragomir au obținut premiul 2 la concursul național de protecție a mediului Și gestul tău contează. De la Colegiul Economic George Balițiu, Alexia Ioana Roman, premiul 2, Olimpiada Națională cu Participare Internațională, Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Icoane pe Sticlă. De la Liceul Teoretic Constantin Noica din Sibiu, Ioana Raluca Jurju, premiul 2, Concursul Național de Creație Literară, Tinere Condeie. Felicitări tuturor! S-a făcut o poză, s-au făcut mai multe. Felicitări, mulțumim! Iată și următoarele nume ale categoriei concursuri educative. Lavinia Mara Moca și Ștefania Cătălina Părău, de la Palatul Copiilor, mai exact, de la Clubul Copiilor Mediaș, premiul 2, concursul național de ecologie, Pământul e casa noastră. Tot de la Clubul Copiilor, însă de la Avrig de această dată, Larisa Cioflec, premiul 2, la Olimpiada Națională cu Participare Internațională, Meșteșuguri Artistice Tradiționale, Împletit Ciucuri. De la Palatul Copiilor din Sibiu, va urma o echipă, este vorba de trupa Replica, a obținut premiul 2 la Festivalul Concurs Național Zilea de Teatru pentru Copii Lucian Blaga. Iată numele lor. Ștefana Adara Iliescu, Maria Raluca Sinea, Gabriela Andreea Lața, Andreea Maria Roman, Diana Maribel Trif, Diana Ana Maria Tănăsescu, Ștefana Burlă, Elena Delia Soica. Așadar, premiul 2 la Festivalul Concurs Național Zilele Teatrului pentru Copii, Lucian Blaga. Trupa Replica, așadar. Îi felicităm. Bravo, trupa Replica. De asemenea, vă mulțumim, de asemenea premii la concursuri educative, încă o trupă, vine de la Palatul Copiilor din Sibiu, este trupa APT, care a obținut premiul 2 la Festivalul Concurs Zilele Teatrului pentru Copii Lucian Blaga. Premiul 2, deci, trupa APT, componenții săi sunt Ștefania Percheșan, Albert Ionuț Damian, Cristiana Iulia Solomonescu, Maria Larisa Radu, Andrei Cristian Băilă, Lorena Maria Dinu, Evelin Ioana Buneț, Bogdan Andrei Zăgan, Ioan Lungu, Georgiana Nicol Evelin Rigo, Cosmina Florina Fulger și Medea Maria Rusu. Trupa A! Felicitări trupa A.
un pact. Felicitări, vă mulțumim! Tot la concursurile educative au obținut premii următorii elevi. De la Palatul Copililor, Maria Antonia Fulia, premiul 2, Festivalul Național de Muzică și Dans, Bucca. Gabriela Lavinia Corungă, tot de la Palatul Copililor, premiul 2, același Festival Național de Muzică și Dans, Bucca. Gabriela Larisa Paliuc, premiul 2, Festivalul Național de Muzică și Dans, Palatul Copililor. Tot de la Palatul Copiilor din Sibiu, Antonia Maria Stamate, premiul 2, Cursul Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei. Tot de la Palatul Copiilor a obținut premiul 2 la Concursul Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei, Sofia Mancu și Maria Emilia Țârle. De la Palatul Copiilor, Andreea Țeican, premiul 2 la Concursul Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei. Denisa Valentina Pilică, de la Palatul Copiilor, premiul 2, Concurs Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei. La același concurs, Sabrina Maria Dumitrașcu, tot de la Palatul Copiilor, premiul 2. Același concurs, Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei, premiul 2. Mihai Matei Bucner, Palatul Copiilor, și tot de la Palatul Copiilor, la Comete-GA pe Mihai Matei Bucner, vine de asemenea și Anca Andreea Măiertas Țeican, premiul 2, Concurs Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei. Felicitări tuturor! Felicitări tuturor! Bun! Am obținut premii la concursurile educative. Georgiana Vanessa Marcu, premiul 2, Olimpiada Națională cu Participare Internațională, Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Icoane pe Sticlă. Vă mulțumim, dragi copii! Vine de la Palatul Copiilor. Tudor Burșa, premiul 2, Concurs Național de Ecologie, Ecoturism, Protecția Mediului, Floare de Lotus, vine de asemenea Tudor de la Palatul Copiilor și tot de acolo, Carina Eva Peștilă, a obținut premiul 2 la Festivalul Național de Muzică și Dans Bâlca. Tot de la Palatul Copiilor, premiul 2 la Concursul de Arte Vizuale Culorile Toamnei, Diana Nicoleta Ban. De la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, Vulcu Maria, premiul 2, Olimpiada Națională cu Participare Internațională, Meșteșuguri Artistice Tradiționale, secțiunea Mobilier Pictat. De la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Ioan Matei Marin, premiul 2, la Concursul Național de Informatică și TIC Dual PC. Ok, hai să vedem. Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, primită din nou pe scenă o echipă din 3 tineri, care au obținut premiul 2 la Festivalul Concurs Național de Creație Artistică Idei în Cărți. Eliza Maria Suciu, Emma Măcirescu, Clara Adam, așadar de la Colegiul Gheorghe Lazăr. Și încă o echipă din 3 tineri de la Colegiul, de la Liceul Teoretic Constantin Noica, trei tineri, numele lor sunt Irine Eugen Beza, Denisa Elena Nicula și Sara Salomie, premiul 2 la Festivalul Concurs Național de Creație Artistică. Felicitări! Doamnelor și domnilor, vom trece la lista câștigătorilor de premii întâi la categoria concursuri educative. Darius German, Școala Gimnazială Regina Maria din Sibiu. De la Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale din Sibiu. Cristian Selejan și Ioana Roman.
cei doi, premiul întâi, concursul național de proiecte de mediu, de la Colegiul Școala Națională de Gaz, va urma o echipă consistentă, au câștigat premiul întâi la Festivalul Concurs Internațional de Book Trailer Movie, se cheamă concursul. Iată câștigătorii, Răzvan Ponza, Sabina Alexandru Cacobian, Angelina Maria Ion, Raul Covaci, Raul Cosmin Maxim, Adelina Pepene, Ștefania Nicoleta Râșnovean, Patrick Ungar, Elena Daria Ungureanu, Edina Daniela Spătar și Horațiu Santo. Toți de la Colegiul Școala Națională de Gaz din Mediaș. Felicitări tuturor! Așadar, premiul întâi la Festivalul Concurs Internațional de Book Trailere Pupi. Felicitări medieșenilor noștri! Le mulțumim pentru răbdarea de azi, pentru performanță și pentru drumul pe care l-am parcurs de la Mediaș până aici, care nu întotdeauna e cel mai simplu. Vă mulțumim și felicitări! Continuăm, premii întâi. De la Școala Gimnazială Ion Albescu din Boița, Maria Larisa Tatu și Maria Ștefana Dragomir, premiul întâi, Concursul Național de Protecția Mediului și Cestul Tău Contează. De la Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, Ana Oprean. De la Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, de asemenea, Octavian Vlad Dobleagă, ambii. Și Ana și Vlad au obținut premiul întâi la Concursul Național de Informatică, la fel de la Palatul Copiilor, de la Clubul Copiilor din Mediaș, au obținut premiul întâi, însă la Festivalul Național de Muzică și Dans Pâtca, Alexandra Antonia Muntean. De la Palatul Copiilor Sibiu Structura, Clubul Copiilor Mediaș, Maria Jessica Matiaș, premiul întâi la Festivalul Național de Muzică Pâtca, Muzică și Dans Pâtca. Tot de la Clubul Copiilor Mediaș, Adriana Mărginian, premiul întâi la Concursul Național de Muzică Visând la Stele în Universul Copilăriei. De la Clubul Copiilor